Salutare și bine v-am găsit în pisieria, eu sunt Mihail și în tutorialul video de astăzi vă arăt cum puteți face upgrade la ultima versiune de Windows 10, adică la Windows 10 19.09. Hmm... One, one, two, three. Microsoft a decis ca acest update să nu mai fie instalat automat pe calculatoarele noastre, pentru că unii s-au plâns că, bă, Microsoft ne pune automat noua versiune de Windows, care îl plină de bug și așa mai departe. Plus că Windows 10 nu mai este un update atât de important, este un update minor. Este mai mult un update cumulativ, să zicem așa, el putând fi instalat ca orice alt update cu mențiunea că nu se instalează automat, cum am mai spus. Ca să faceți chestia asta, prima metodă pe care puteți să o încercați și aia asigură, adică trebuie să meargă fără niciun fel de probleme, este să mergeți în aplicația Settings, adică Start, PC Settings și apoi mergem la Update and Security și după ce am dat click pe Update and Security, ar trebui să-l vedem aici, Feature Update to Windows 10 version 1909. Asta în cazul în care totul merge conform planului și se întâmplă toate așa cum trebuie. În cazul în care versiunea a fost lansată oficial, știți că a fost lansată oficial, au primit prietenii prieteni de-ai voștri Versiunea spre download și voi n-ați primit o. Puteți să dați click pe Check for updates. În cazul meu, am deja Check for updates făcut automat și trebuie să descarc niște update-uri. Dacă voi dați check for updates și nu va apare această versiune, mai există și o altă metodă, tot oficială, tot de la Microsoft. În descriere o să găsiți primul link acolo sub butonul de like și butonul de subscribe. O să găsiți un link care o să vă ducă către o pagină de download Windows 10. Și nu o să descărcăm instrumentul ca să facem un stick cu Windows 10, v-am arătat chestia asta odată, nu mai facem. O să dăm click pe actualizați acum și o să ni se descarce jos jos de tot. O chestiuță, bine, avem run și save și o să-i dăm run, nu trebuie neapărat să o salvăm acest utilitar este utilitarul de update, el face o verificare să vadă dacă este o nouă versiune și după cum vedeți, voi și scrie aici One of the best features of Windows 10 is that it keeps getting better with every update This PC is running version 1903 The latest version is 1909 Click pe update now și începe procesul de update sau de upgrade, mă rog, cum vreți să-i spune. După ce se descarcă update-ul, calculatorul se va reseta, va termina instalarea update-ului și sfatul meu este că atunci când faceți chestia asta, să nu aveți alte chestiuțe deschise, aplicați în background documente, ori documente Photoshop, proiecte video și așa mai departe, pentru că s-ar putea ca acesta să se piardă. Sunt și cazuri speciale în care noul update nu se instalează prin niciuna din metodele de mai sus, adică nici prin check for updates și nici prin update assistant. De ce se întâmplă chestia asta? Păi foarte simplu. PC-ul nu e conectat la internet sau este conectat pe date mobile când e conectat pe date mobile, Windows-ul nu descarcă update-uri în acele momente, evident datele mobile având un trafic limitat. Dacă nu e suficient spațiu pe partiția de sistem, s-ar putea să nu mai aveți spațiu, pe ce? Cât are nevoie Windows-ul ca să-și facă update-ul? dacă Microsoft decide să retragă update-ul din cauza unor probleme care pot afecta utilizatorul și experiența de utilizare a produsului. S-a întâmplat chestia asta de nenumărate ori să retragă un update deja lansat. Dacă sistemul vostru nu mai este suportat de noul update de Windows, se poate întâmpla, au fost niște procesoare de la Intel Atom, destul de slăbuțe, care nu au mai fost suportate în noua versiune de Windows. Se la vi. În rest, cam astea sunt metodele de update. Până la data viitoare, nu pot decât să vă o zi minunată. La revedere!